una din problemele mele venind în coace a fost ce să fac în zilele astea. Nu poți acoperi Matei și acum stând de vorbă cu voi mă gândeam cu unul sau cu altul, poate că ar fi fost mai bine să reiau lucrurile de la început până unde ați ajuns. Pentru că în lucrurile care le-ați citit și le-ați frământat, probabil au rămas întrebări nerezolvate. Nicu Atnagea îmi vorbea de Evanghelia Împărăției, capitolul 5, alții îmi vorbeau de Puterea Împărăției, capitolul 8 și 9, și n-ar fi stricat să mergem. Noi avem lunile seara, de la 6 la 9, cu majoritatea sunt studenți și sunt mai mulți decât sunteți aici, în fiecare seară. Și acolo avem vreme de dezbatere a lucrurilor, dar sesiunile sunt destul de lungi și laborioase, pentru că, ca și aici, aveți întrebarea, libertatea să mă opriți, să puneți întrebări, așa e și acolo. Dar, pentru că pârneava duminică este în misiunea împărăției, capitolul 9 cu 35 și cu 42, mie îmi sunt dragi că știu de când erau adolescenți, am zis că încep cu ei și merg pe urmă mai departe cu subiectele. Dacă vă uitați la felul în care am structurat noi Evanghelia după Matei, aveți aici temele mari din ea. Primele patru capitole avem împăratul și împărăția lui. Împăratul și împărăția lui. Pe urmă, din 5 cu 7 avem Evanghelia împărăției sau etica împărăției, predica de pe munte. Și aici sunt întrebările tale, Nicule. Probabil că sesiunea următoare mă voi opri lângă ele, dar dacă aveți întrebări, le puteți spune. Dacă cumva le voi acoperi, atunci vă spun și trec mai departe, altfel mă pot opri pentru o paranteză. Deci, capitolele 5 la 7 acoperă Evanghelie sau etica împărăției. Capitolele 8 și 9 al Bonii, unde ești, se ocupă de puterea împărăției. Observați, Matei grupează lucrurile în Evanghelia sa și ia de pildă minunile Domnului Iisus Hristos și le așează în bloc în capitolul 8 și 9. Acum, în sesiunea de față, aș vrea să mă ocup de misiunea împărăției, pe asta am terminat aseară. Ați văzut, verticala este fiul lui David, orizontala este fiul lui Avram. Fiul lui David moștenește binecuvântarea, fiul lui Avram împarte binecuvântarea, pentru că asta este promisiunea avramică pe care Dumnezeu a făcut-o lui atunci când l-a chemat din Ur. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iar când și-a dus fiul ca jertfă pe Isaac, pe muntele Moria, Dumnezeu într-un fel a devenit prizonierul propriilor lui cuvinte. Pentru că el a zis, pe mine însumi jur, iertați-mi cuvântul, prizonierul. Dar când Dumnezeu a jurat pe sine însuși, el nu mai poate schimba lucrurile. Și de aceea, indiferent ce a făcut Avram și urmașii lui, Dumnezeu i-a luat de chică și i-a pus înapoi pe scena istoriei. De foarte multe ori a decimat pe majoritatea dintre ei și a dus lucrarea mai departe cu rămășița lui Israel. Aici m-aș opri pentru o poveste destul de spinoasă, doar ca să o amintesc. Pentru că noi citind Scriptura confundăm două alegeri distincte, alegere la slujire și alegere la mântuire, de aici vin confuziile noastre în soteriologie. Când e vorba de alegerea la slujire, din pricina jurământului de pe muntele Moria, Avram și descendenții lui n-au mai avut loc de întors. Pentru că Dumnezeu a jurat pe sine însuși și a zis, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ori sămânța lui Avram, spune Pavel în Galateni, este Hristos. Și rolul lor în economia planului lui Dumnezeu a fost să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Ăsta este rolul lui Israel. După ce l-a adus pe Hristos Iisus pe scena istoriei, Dumnezeu le-a oferit lor mai întâi pâinea caldă. Evanghelia este mai întâi pentru iudei, apoi pentru greci. Da? Mai întâi pentru iudei. Când i-au refuzat oferta lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a luat și i-a aruncat la coadă. Imaginați-vă o coadă care stă la pâine. Ei au fost primii acolo, au zis, nu ne trebuie pâinea asta caldă a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis frumos la coadă. Când va intra numărul de plin al neamurilor, Israel va fi față în față cu Dumnezeu din nou. Istoria lor încă nu s-a încheiat și Dumnezeu mai are pentru ei lucruri. Dar la ora asta ei se întorc la Dumnezeu ca tine, ca mine, ca oricine din orice alt neam. Încă ei sunt împietriți ca națiune. Și dacă mergi prin Ierusalim și oprești 10 evrei la rând, 9 sunt atei, nu cred nici măcar în Dumnezeu, dar aminte în Mesia. Iar cei care îl așteaptă pe Mesia, când zici Iisus, scuipă, când zici Hristos, te iau în brațe. Da? Iisus este
al nostru, ei zice, nu, voi aveți Mesia al vostru, noi l-avem pe al nostru. Rabinii un pic mai șireți și poate mai învățați zic, pentru voi va reveni, pentru noi va veni, da? Va veni, pentru ei încă n-a venit ca și neam. Deci, ăsta este Avram și slujba lui și descendenții lui. Ei au fost aleși la slujire. Și de aceea, odată ce Domnul Iisus a venit pe scena istoriei, El a venit mai întâi la ai săi, când ai săi nu l-au primit, atunci tuturor celor ce l-au primit. De aceea am încheiat aseară cu pilda nunții fiului de împărat. Nu? Mai întâi au fost poftiți la nuntă, cei care aveau dreptul să intre la nuntă, dar ei au refuzat poftirea. Și atunci Dumnezeu și-a trimis robii pe la răscrucea drumurilor să adune bun și răi în odaia de nuntă. Și haina de nuntă, spuneam aseară, este Hristos însuși. Căci ne-am botezat pentru Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Dacă nu ești în Hristos, nu ești în corabia mântuitoare, vei fi luat de potopul mâniei lui Dumnezeu. Deci, ăsta este rostul orizontalei de pe menora noastră. Veniți după mine, vă voi face pescar de oameni, ca să devii pescar de oameni, trebuie să te întâlnești cu Împăratul, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, pentru că nu-i chem pe oameni la baptiști, ci la Hristos, dar religia nu mântuiește pe nimeni, religia este un opiu, Marx avea dreptate, din acest punct de vedere, Hristos ne mântuiește pe toți, El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dar apoi Domnul Iisus, prin apostolii săi, dă misiunea aceasta, mandatul preoției, îl dă bisericii lui, nouă tuturor, ție și mie. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Deci tu și cu mine suntem chemați să ducem, să vestim pe Hristos, să ducem mărturia lui. Și de aceea aș duce mai departe gândul cu următoarea temă, misiunea împărăției. Pe urmă aveți chemarea împărăției, tainele împărăției, temelia și poarta împărăției și calea în împărăție cu pericolele ei. Capitolul 18 este pericolul despărțirii de Hristos, capitolul 19 este pericolul divorțului în familie, familia fiind celula de bază a bisericii și a societății, când familia se desface, biserica se desface. Noi am pierdut din vedere lucrul acesta și atunci ne adunăm în amfiteatre și avem impresia că dacă oamenii nu mănâncă sămânță și nu mestecă guma și scuminci, ascultă, biserica e sănătoasă. Dar de fapt noi aducem aici toate bolile noastre, toate problemele noastre. Vindecarea și însătoșirea unei biserici începe cu vindecarea și însătoșirea familiei. Acum că am fugit prin toate lucrurile astea, țin voi să intru în misiunea împărăției. Am văzut că Evanghelia începe cu acest verset, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Fiul lui David este verticala, fiul lui Avram este orizontala. Și misiunea împărăției ține de orizontala aceasta, de împărțirea binecuvântării pe care fiul lui David a câștigat-o. El le-a zis, veniți după mine și voi face pescar de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Fiind Hristosul, Domnul Iisus trebuie urmat. Veniți după mine, spune el, și eu cred că această chemare rămâne valabilă de-a lungul istoriei. După nimeni altcineva nu te poți porni. Veniți după mine. Dar el trebuie urmat cu o motivație corectă și cu o dedicare totală. Cine iubește mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Când mergi după Domnul Iisus, într-un fel, nimic altceva nu mai poate fi pus înaintea lui, deasupra lui. El trebuie urmat cu o motivație corectă. De ce veniți după mine? Știți că fiul omului n-are unde-și pleca capul, vulpile au vizuit, păsările celor au cuiburi. Foarte mulți oameni vin la Hristos ca să capete lucruri. Miercurea trecută, noi în grupul nostru avem vreo 5 căutători, vă spuneam aseară, și una dintre ele a zis, gata, mă întorc la Hristos și a aruncat podurile în aer și a zis, nu, vreau să rup cu trecutul. Dar joia trecută, un altul dintre ei a venit, era toare negru la față, foarte negru la față și l-am întâlnit duminică, zice, abia aștept să povestim, nu știam ce s-a întâmplat. Fără să știe, după nu știu câți ani, urma soția însărcinată, trăiau într-o cămăruță, într-o
garsonieră. Și el s-a străduit din răsputere să aștepte noul copilas să-și lărgească puțin locul și trebuia să vândă un apartament cu o cameră ca să-și lărgească lucrurile și cineva l-a tras pe sfoară și era așa de supărat. Și am stat toată seara, tot grupul eram în jurul lui să-i ascultăm oful și să ne rugăm cu el. Și încetişor, ceilalți au început să-l descoase. Și el la urmă a recunoscut. Eu am crezut că dacă vin de un an la biserică, îs aici în fiecare duminică, n-am lipsit la grup niciodată. Eu am crezut că Dumnezeu trebuie să facă ceva pentru mine. După o seară întreagă și după rugăciune ce-a descrețit fruntea și a înțeles că Dumnezeu nu-i dator să facă nimic pentru tine, într-un fel. Dacă vii la El ca să obții ceva, afară de mântuirea pe care El a venit să o aducă, atunci motivația ta este incorrectă. Motivația este incorrectă. Și Domnul Iisus, dacă ați citit cu atenție textul acolo, când, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Wait a bit. Dă-mi voie să te întreb de ce vrei să mă urmezi. Da? Dacă vrei să-L urmezi pe El, pentru că știi uri materiale, că ești în prezența unuia care înviază morții și vindecă bolnave și poate și tu ca și Simon vei primi cumva darul acesta, îl poți cumpăra cu bani și poți să continui această călătorie făcătoare de minuni, ca toată lumea să plece înaintea ta, ceva nu în ordine cu inima ta. Al doilea lucru este cu o dedicație totală. Lasă-mă să mă duc să... Nu. Tu vine după mine. Spune Domnul Iisus. Versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală, orice neputință care era în norod. Deci Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, învățând, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință în norod. Cu toate că asta era lucrarea lui, dacă vă uitați, atenția Domnului Iisus Hristos rămâne focalizată pe ucenici. În centrul atenției lui rămân ucenicii. Dacă mă uit la relația Domnului Iisus cu ucenicii, unde ești, Adi, Paul, pe acolo pe undeva prin colț, atunci văd două aspecte esențiale. Am avut o discuție cu el înainte și mai trezesc pe ăștia care mi-a spus câte o întrebare ca să duceți gândul mai departe. În 5:1-9:34 este cursul la care ucenicii asistă. În 9:35-10:42 este practica în care Domnul Iisus îi trimite. Da? Ai un curs la care asistă, mai întâi Evanghelia Împărăției și pe urmă demonstrarea puterii Împărăției. Acolo Iisus Hristos străbătea Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice neputință din norod. Cu alte cuvinte, El își făcea lucrarea, ucenicii erau în jurul lui și observau toate aceste lucruri. Deci, după cursul pe care îl au în amfiteatrul de pe muntele Schimbării la față, care este un delușor în nordul Mării Galilei, probabil că un loc în care curentul ducea vorbirea lui Hristos și toți cei care l-ascultau puteau să audă, așa se făcea că fără sisteme de amplificare, fără jucăriile astea, Domnul Iisus vorbea la mii de oameni. Ei stau la cursul acesta, pentru că dacă sunteți atenți, în capitolul 5, era o mulțime de norod, ucenicii s-au adunat în jurul lui și ucenicilor le-a vorbit în predica de pe munte. De aceea cursul este pentru ei. Și pe urmă tot ei sunt cei care călătoresc împreună cu Domnul Iisus și asistă la lucrările pline de putere pe care El le făcea. Dar a sosit vremea ca să pună în aplicare aceste lucruri. Și de aceea, când mă uit la textul din fața noastră, 9:35-10:42, am câteva blocuri de text. În primul rând este pregătirea ucenicilor. Apoi urmează trimiterea ucenicilor. În capitolul 10:16-39 am prețul conlucrării cu Hristos. Dacă nu înțelegi prețul pe care l-ai de plătit când intri în lucrare, foarte repede vei fi demobilizat, vei pune lucrurile jos. Și în capitolul 10:40-42 ai perspectiva corectă asupra lucrării. De aici îți vine motivația pentru a face lucrarea. Dacă îți lipsește perspectiva corectă,
vei obosi mai devreme sau mai târziu. Pentru că motivația ta nu-și are sursa de unde să se reumple. Deci avem pregătirea, trimiterea, prețul și perspectiva conlucrării cu Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Pregătirea ucenicilor pentru misiune. Iisus străbătea toate cetățile, am sărit în 9:35, este identic versetul cu cel din 4, pentru că în prima parte am într-un fel o privire de ansamblu, o prezentare de ansamblu a lucrării Domnului Iisus. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia, împărăției și vindecând orice fel de boală și orice neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Spuneți-mi, s-a schimbat ceva până în ziua de astăzi? Cu toate că sunteți de Christian Belt, Timișoara, Aradu, suntem o mare, Oradia, o mare minoritate, da? Voi mai ridicați un pic procentele, dar coborți în sud și în est, e jale, suflă vântul, bate vântul peste tot și cam asta e situația în toată lumea. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători. Cine scoate lucrători? Domnul să scoate lucrători la secerișul lui. Ce aș vrea să fac este să scot câteva principii care cred eu că rămân valabile pentru oricare dintre noi în orice moment al istoriei, în orice fel de lucrare lui Dumnezeu ne-am afla. În primul rând, secerișul este, dragii mei, de 20 de ani mă întâlnesc cu lucrătorii din comunitatea noastră, suntem vreo 270 de biserici, 10 județe în comunitatea de Cluj, și mă întâlnesc cu ei în prima marți din lună. Acum am început să mai scad, să vină alții, pentru că eu oricum sunt pensionar și mă retrag din toate astea. Dar îi aud din când în când, mai ales pe păstorii tine, biserica mea, dacă aș avea un baseball bat, da, o bâtă de baseball, l-aș rupe picioarele. Să ai curajul să zici biserica mea, este o impertinență incredibilă, indiferent câte doctorate ai avea sau ce funcție avea în biserică. Doar Domnul Iisus a murit pentru biserica Lui. De aceea, secerișul este al Domnului. Când secerișul este al tău, este o jale, în o jale. Secerișul este al Domnului. Nu te lăsa limitat de resursele tale. Vă spun o altă experiență din comitetul nostru. Noi am pornit la drum în 90 cu 5 prezbiteri. Am rămas singur. Plec și eu. Dumnezeu trebuie să pregătească o nouă garnitură, da? Dar ne adunam la oaltă și discutam situațiile din lucrarea lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre ei era extrem de încărcat. Unul avea o editură pe care o punea pe picioare și conducea. Celălalt era profesor al liceu creștin și avea sute de elevi sub mână și avea de pregătit lecții. Eu trebuia să bat toate drumurile țării, să scriu o carte la 3 luni, să viu prin Arad, Timișoara și Sibiu și Iași și să ajut pe cei care pornesc studiul biblic. Al patrulea era, conducea un uriaș atelier de proiectare și era rupt de oboseală și era ministrul nostru de externe care făcea interfață cu toți străinii care treceau prin biserica noastră, cu primarul, cu prefectul, cu ministerele. Mă bucuram că n-am eu treaba asta. Al cincilea era bolnav de cancer, operat de nu știu câte ori. Și încă trăiește printre noi o minune pe picioare. Și noi am zis așa, cum ar fi ca puținul care ne-a rămas să-l adunăm la oaltă, să creăm un întreg? Nu putem niciunul dintre noi să luăm pe spate. Una din mentalitățile cu care am crescut probabil și metanoia e chiar în punctul ăsta în care s-ar putea să-și frângă gâtul, zicem, domnule, trebuie să aducem un păstor de undeva. Vreau să vă spun că este un model complet nebiblic. Poporul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, l-a avut pe Moise ca și cap singular al bisericii. Când Moise își face valizele să plece acasă, Dumnezeu zice, pregătește-te că pleci acasă, Moise vine și zice, Dumnezeul trupurilor oricărui duh să scoate un om, care să scoate poporul, să vâre poporul înapoi. Și Dumnezeu îi spune,
ia pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eleazar. Cum adică? Moise era de toate, era și împărat și mare preot și era peste toți, era capul singular. Dar Moise spune că Dumnezeu urma să ridice un proroc ca el. Da, ca el. Și acest proroc ca Moise, de aia când întreabă farisei, ești prorocul? Pe Ioan Botezătorul. Ei ținteau exact la promisiunea din Deuteronom, capitolul 15. Ori Dumnezeu, după Moise, rupe conducerea bisericii între Iosua și marele preot. Iar când Iosua devine împăratul, atunci îl aduce pe profet pe scena istoriei și călătoresc într-un fel, în paralel, câteva funcții. Este funcția împăratului, a marelui preot, a împăratului, a profetului și a înțeleptului de pe scena de zi cu zi. Când vine Domnul Iisus, adună toate aceste lucruri. Dar acum, dacă Domnul Iisus este capul singular al bisericii și El zice, iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor, nu există o zi din istorie în care El să fie în concediu, ca să aibă nevoie de un înlocuitor sau de un purtător de cuvânt. Nu există așa ceva. Și atunci Domnul Iisus este prezent în mijlocul bisericii, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, când e o situație de criză, ca în Matei 18, vom discuta despre asta, dar e prezent cu noi în toate zilele până la sfârșitul bisericii și de aceea El nu are nevoie de purtător de cuvânt. Hristos își conduce biserica prin Scriptura tălmăcită de Duhul Sfânt, prin cei pe care Dumnezeu i-a dat bisericii și ăștia trebuie să fie întotdeauna o echipă. Apostol, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Sau dacă nu sunteți penticostali, vă rămân totuși trei, evangheliști, păstori și învățători. Da? Vă rămân trei și biserica are o funcție apostolică și una profetică. E foarte simplu să aduci un om și să ai în cine da cu roșii. Nu există un om pe fața asta de pământ care să poată face lucrarea pe care sfinții trebuie să o facă. Asta e rolul sfinților, rolul tău și rolul meu. Misiunea împărăției nu-i pentru unii. Cineva m-a întrebat aseară. Domnul Iisus stătea împreună cu bărbații sus când le-a dat misiunea. Noi surorile ce să facem? Dragii mei, la noi în biserică, surorile fac cea mai extraordinară lucrare. Când surorile organizează ceva, se umple biserica de necreștini. Când bărbații organizează ceva, scace din metanoia. Da? Când bărbații organizează ceva. Deci, eu cred că femei și bărbați, copii și fiecare la locul nostru, suntem chemați să ne trăim misiunea pe care o avem. Dar să vă dau până povestea mai departe. Discutam și vedeam probleme și toată lumea pleca capul în pământ. Nimeni nu îndrăznea să comenteze lucrurile. Și m-am întrebat anul la rând, ce se întâmplă? Vă spuneam ce se întâmplă. Toți eram extrem de ocupați aici afară. Aveam mâinile pline. Nici unuia dintre noi nu-i mai trebuia încă o lucrare în plus. Și pentru că știam că dacă începem să comentăm și avem vreo idee, o să zică ceilalți, hei, ce idee bună ai, cum ar fi să pornești povestea asta? Atunci mai bine nu ziceam nimica. Știți ce am făcut ani de zile? Am limitat secerișul lui Dumnezeu la resursele noastre. Eu sunt cât un degetar. Dacă n-ar umple Dumnezeu tot timpul degetarul ăsta, dragii mei, ați bea apă stătută. Dar când am fost tânăr, am învățat un verset. Și nu l-am lăsat toată viața mea. Înțeleptul își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături. Când predici tematic, n-ai nicio șansă, pentru că te golești rapid. Dar dacă iei Scriptura la rând, Scriptura îți aduce mereu, mereu lucruri noi. E adevărat că trebuie să muncești un pic, dar e o bucurie incredibilă să descoperi lucruri noi din Scriptură. Primul principiu. Secerișul este al lui Dumnezeu, nu al tău, nu al meu, indiferent cine fii. Nu te lăsa limitat de resursele tale. Nu te lăsa limitat de resursele tale. Dragii mei, dacă este adevărat, spuneți-mi, se bucură Dumnezeu să stau să visez la secerișul Lui, să văd potențialul extraordinar, să văd ce s-ar putea face, după care să vin la Domnul să zic, Doamne, așa m-aș bucura să mă împlic, Tu știi că atâta sunt. Dar știi ce? Sunt alții. Scoate-i, te rog, la secerișul tău. S-ar bucura sau s-ar întrista, Domnul? S-ar bucura.
Dragii mei, Dumnezeu se bucură să visez la lucruri care nici măcar nu le pot atinge vreodată. Nu e o crimă să faci lucrul acesta, este o bucurie pentru Dumnezeu, pentru că secerișul este al Lui, tu ești preocupat de dimensiuni care nici cum nu încap în tine, ci care țin de El, nu de tine. Dar dacă vezi secerișul și începi să te rogi, se întâmplă o minune. Principiul al doilea, începe, citiți cu mine, începe prin a-L ruga pe Dumnezeu să scoate lucrători la secerișul Lui. Spuneți-mi, asta poate face oricare dintre noi? Mai întâi trebuie să visezi la seceriș, să te uiți în jur, să vezi nevoile. Foarte mulți când stăm cu obloanele puse, da? Cu obloanele trase și mergem înainte și noi vedem decât postata noastră, deci nu știm că există și altceva. E foarte mare lucru să vă uitați în jur, să povestiți cu frații, să-i întrebați ce fac, să vedeți diversitatea extraordinară din împărăția lui Dumnezeu, din misiunea lui Dumnezeu. Dar după aceea, poate că Dumnezeu îți deschide ochii și vezi nevoi în stânga, nevoi în dreapta și nu-i nimeni să le umple. Se poate să începi să te rogi. Nu trebuie să faci nimic în plus decât să stai să te rogi pentru asta. Asta este porunca. Rugați pe Domnul secerișul să scoate lucrătorul la secerișul Lui. Al treilea principiu. Rugăciunea are menirea să așeze pe inima noastră poverile care sunt pe inima lui Dumnezeu. Nu? Secerișul este al Lui. El, într-un fel, a mizat pe biserica Lui. A pus în mâinile noastre. E incredibil ce încredere a avut în pumnul acela de oameni care stau înaintea Lui. A mizat pe tine, pe mine și depinde de tine, de mine, într-un fel, felul în care se face Dumnezeu. Dar asta este rolul rugăciunii, să ia poveri de pe inima lui Dumnezeu, să le mute pe inima ta, pe inima mea. De ce nu purtăm poverile lui Dumnezeu? Pentru că nu ne rugăm pentru ele. De ce nu ne rugăm pentru ele? Pentru că ne-am îngustat perspectiva la secerișul nostru, la biserica mea. Dragii mei, biserica din Metanoia poate fi de mii de ori mai mult decât este. Da? Așa cum poate fi biserica din Iris, cum poate fi biserica din Timișoara, ori în care sunteți, poate fi de mii de ori mai mult decât este, pentru că ține de împărăția lui Dumnezeu, nu de împărăția noastră, dar noi l-am scos pe Dumnezeu și ne-am pus în vârful piramidei și atunci am devenit un dop în sticlă, într-un fel. Deci pregătirea ucenicilor se termină în trei principii. Primul, secerișul este al Domnului, nu-L limita la resursele tale. Începe prin a ruga pe Dumnezeu să scoate lucrători. El la secerișul Lui. Și vei simți un lucru interesant. Pe măsură începi să te rogi, poveri de pe inima lui Dumnezeu să șează pe inima ta. Pe inima ta. Dumnezeu va mobiliza în primul rând resursele aceluia care, văzând nevoia, a început să se roage pentru ele. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Începi să te rogi pentru un lucru și Dumnezeu îți dă o idee. Vă spun ce s-a întâmplat cu mine. Eram în anul 5, eram în cartea Iosua, eram rupt de oboseală. De 5 ani de zile, în primii ani, în 90, au fost o trudă imensă. Nu erau bani, tipografiile nu lucrau după Revoluție. Voi de prin Maranata și de peste tot din țară așteptați următoarea carte. Eu eram rupt de oboseală, rupt de oboseală. Stădeam cu chitara după gât și cu Biblia în față într-o dimineață, afară în curte și ziceam, oală. Și în timp ce mă rugam pentru nevoile astea care le vedeam în jurul meu, erau mult mai mari decât puterile mele, Dumnezeu pune o idee în minte. Zice, ce carte studiezi? Zic, Iosua. Și ce ai învățat de la Iosua? Păi, Doamne, am învățat că le-ai spus orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Promisiunea este clară, simplă. Eu să fi fost în locul lui Iosua, aș fi înșirat armata, așa cum i-am văzut pe ăștia din Belfast în 95, când am mers acolo, când am coborât, dragii mei, militarii pieptenau orașul, ca la război, din metru în metru, așa pieptenau orașul de câteva ori pe zi. Așa aș fi făcut în locul lui Iosua. I-aș fi pus în rând și aș fi zis, hey, let's go, da?
Orice loc pe care v-a călcat apa piciorului vostru, vi-l dau. Dar Iosua n-a făcut așa. N-a gândit el lucrurile, Dumnezeu a fost acolo, a fost atacat de coaliția de sud și a înfrânt coaliția de sud, a fost atacat de coaliția de nord și a înfrânt coaliția de nord, pentru că gabaoniții au creat o breșă între oștile țării. Și Iosua a căzut în plasa gabaoniților, dar asta a devenit o binecuvântare. Asta știe să facă Dumnezeu și greșelile noastre le știe răscumpăra. El a stăpânit țara înainte să o fi cucerit toată. Din păcate, s-a mulțumit cu atât și n-au dus lucrurile mai departe și a urmat cartea judecătorilor. Dar el a cucerit țara înainte să o fi. Și în timp ce stăteam și meditam la asta, am zis, Doamne, și eu am un război de dat și o luptă de câștigat și am un teritoriu de cucerit. Și îmi zic, care e teritoriul acesta? Scriptura. 66 de cărți. 66 de cărți, Doamne, 16 ani. Sunt doar în anul 5, sunt complet terminat. Am descoperit că am și diabet și toate una peste alta. Și, dar cine-i dușmanul meu, mi-am zis? Zic eu, ignoranța. Wow! Cum aș putea frânge coloana vertebrală a dușmanului înainte să cuceresc toată țara? Așa s-a născut programul Istoria Binecuvântării. Pentru că din cele 66 de cărți am luat 26 și am zis, asta e coloana vertebrală a Scripturii. Și din toate 16 ani s-au redus la 7 și lucrurile au devenit manageable, da? Mai aveam doar 2 ani de mers, nu erau încă 9 ani de călătorie. Dar observați, când începi să te rogi pentru o problemă, Dumnezeu îți dă idei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va mobiliza în primul rând resursele aceluia care, văzând nevoia, a început să se roage pentru ele. Urmează apoi trimiterea celor 12. Apoi a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de putință. Observați, de aici ne-am mișcat la o altă etapă, l-am pe Domnul Iisus și acum sunt apostolii cei 12. Și ceea ce văd este că am într-un fel o similitudine între lucrarea lui Iisus și lucrarea apostolilor. Ca și cum apostolul ar fi o extensie mesianică, o extensie a Domnului Iisus. Acum, în mod normal, al bonii ridică întrebarea ce se întâmplă când mă mut la următoarea etapă, de la apostol la biserică. Nu cumva lucrurile trebuie să meargă exact în aceeași secvență, cu același conținut mai departe, ce-am pierdut pe drum. Nu? A chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel întâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Pe urmă este Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, este Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Acestea sunt cei 12 pe care i-a trimis după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Observați, și Domnul Iisus funcționa după mai întâi iudeilor, apoi grecilor. Chemați la nuntă mai întâi pe cei poftiți la nuntă, cei care au descărcat pâinea caldă a lui Dumnezeu, au dreptul să mănânce mai întâi din ea. Deci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci. Interesant, Domnul Iisus nu spune, rugați-vă pentru ei și apoi 50% se vindecă și 50% s-ar putea nu. De anul trecut, fratele Țon a venit la Cluj și am povestit cu dânsul câțiva de la noi din Cluj a plecat la noi în Biserica din Iris, a fost membru când s-a întors după cei 10 ani și mie mi-a făcut foarte, foarte mult bine după întoarcerea dânsului. Pentru mine este o bucurie să mă gândesc la el. Comentarul pe evrei l-am dedicat lui când am plinit 70 de ani.
Și eu cred că orice om are drept la căutările lui. Dar el ne-a zis, nu știu de ce Dumnezeu vindecă 50% din oameni. Sau eu mă rog și apoi Dumnezeu hotărăște ce face. Este foarte interesant, dar dacă iau pe apostol ca și model, apostolii nu par să funcționeze după tiparul acesta. Fratele Gigi Cosman zice, aici e bine, el are probleme cu ochii serioase, nu te rogi pentru el. Eu zic cu bucurie, eu n-am niciun fel de jenă să mă duc într-o biserică penticostală, să mă pun în genunchi ca toată biserica să roage pentru mine. Eu nu ascund problemele care le am. Și eu cred că Dumnezeu poate vindeca și astăzi. Am fermă încredințare că El nu e mai puțin decât a fost atunci. Da? Dar întrebarea pe care eu o am este atunci când iau secvența Iisus, apostolii, biserica, dacă tot ce a făcut Iisus și ucenicii rămâne normativ pentru biserică. Cu alte cuvinte, și biserica trebuie să facă exact așa, exact la fel și trebuie să se întâmple exact la fel și astăzi ca și atunci. Asta este întrebarea mea. Observați aici, Domnul Iisus nu le spune s-ar putea să. Zice, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâile voastre, nici straistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Cine provăduiește Evanghelia, trebuie să trăiască din Evanghelie. Cu alte cuvinte, nu poți primi doar fără să și dai din partea ta și asta trebuie să o învățăm cu toții. Dacă aș fi fost acolo între ucenici, între apostoli, aș fi zis, wow, asta, da, misiunea împărăției. A putea cineva să o refuze? Să te cheme Dumnezeu să-ți spună, ți-am dat putere să le faci pe toate acestea. Asta, da, misiunea împărăției. Al patrulea principiu. Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să-ți ofere resursele necesare pentru ea. Dragii mei, țin minte, eram în anul întâi, după Revoluție, terminasem manuscrisul pe Ioan, 500 de pagini, și am dat-o la editor să o ducă la tipografie. Toate tipografiile erau în grevă. Știți cum au fost anii de după Revoluție. Cu două săptămâni înainte de a începe programul, bisericile erau 1600 de biserici pe urmele noastre în programul de studiu biblic la ora respectivă. I-a pus manuscrisul în mână și a zis, mi-am luat manuscrisul, l-am pus înaintea Domnului și mi-am luat gitara, ca și David harfa. Și am început să-mi plâng în acasă și am zis, Doamne, here it is. For me it's over, da? Terminat. Și în timp ce cântam, nu se urmă un gând. Deci ia manuscrisul și rupe-l în patru segmente, patru fascicole. Și m-am dus la niște băieți din biserica noastră, avea un rizoprint, da? O fotocopiatoare de-asta mai performante. Și am zis, oameni buni, uite aici o broșurică, nu-mi faceți 1000 de exemplare din ea. Eu n-am bani să vă plătesc. De ce? Să facem. Când ei au zis să-ți facem, eu m-am dus și am zis, faceți-mi 2000 de exemplare și apoi s-o descurca ei cu restul. Mi-am făcut 2000 de exemplare, am chemat o groază de tineri, că după ce ți l-au dat, au trebuit împăturite, capsate, puse, făcute, știți ce ați primit la început. Și tinerii au făcut treaba asta și pe urmă cumva le-au plătit. Dar nu trecut alte două săptămâni și aveam nevoie de broșura a doua. Am zis, acum nu mai pot duce, le-am cerut 1000, mi-au făcut două fără să știe și o trebuie să plătească în plus. Acum cum să mă duc să le mai cer? Și am venit înaintea Domnului și primesc un telefon din celălalt capăt de țară, de la Ovidiu Ghiță. Ce ești amărât? Păi mai Ovidule, trebuie să vă trimit broșura doua pe Ioan și eu n-am niciun ban. Cât îți trebuie? 327.000 de lei. Puh, atunci erau foarte mulți bani. Și știți ce îmi spune? Mâine ți-i pun pe poștă. Da? Deci Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să ofere resursele pentru ea.
Nu mă întrebați cum tipărim cărțile, mai ales acum la retipărire, destul de complicat, pentru că nu mai avem o piață în care să trimiți 2000 de exemplare în țară și apoi banii se adună cum pot, de unde pot. Ci dacă Dumnezeu n-ar sta în calea noastră, ar trebui să le punem jos de mult. Să le punem jos. Dar tot ce cumpărați dumneavoastră, eu nu mi-am luat niciodată niciun ban pe niciuna din cărțile care le-am scris. Pentru că am avut o singură dorință, să vedem țara asta, mai ales lumea evanghelică, convertită, la abordare contextuală a Scripturii. Când am văzut cât de frumoasă e Biblia, dragii mei, îmi plânge inima să văd biserici care țopăie prin Biblie și după 25 de ani n-ai adunat nimic din ea. M-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inimă. De ce? N-au cunoscut căile mele. Căile Domnului au de-a face cu tiparele în care Dumnezeu lucrează, nu cu versete biblice, nu cu teme care să ne gâdile urechile, duminică dimineața în biserică, ci cu înțelegerea planului lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să pui la oaltă lucrurile, pentru că Dumnezeu nu se contrazice. El trebuie să rămână în armonie cu sine dintr-un capăt în celălalt al Scripturii. Nu uitați, când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El îți dă și resursele. Spuneți-mi, dacă Moise nu s-ar fi târguit cu Dumnezeu, l-ar fi putut vindeca Dumnezeu de vorbirea lui gângavă? N-ar fi avut niciun fel de probleme. Dar Dumnezeu trebuie să strige la el. Ăla-i pe rol acolo. Dacă nu ți-e suficient ce-ți poți da eu, vine fratele tău să te ajute, da? Dar Dumnezeu n-ar fi avut niciun fel de probleme să o facă. Iar dacă alege să nu o facă, ca și cu Pavel, dragii mei, în ciuda țepușului Dumnezeu. În 2010 am fost în California și am văzut specialist pe retină, cel care m-a examinat și în 2006. În 2006 a fost foarte drăguț, m-a întrebat ce fac, îi spun. Pastor zice, then we can speak the truth. Da? Dacă ești pastor, atunci poți auzi adevărul straight ahead. M-a așezat jos la el în birou și o jumătate de oră mi-a spus ce am, ce se va întâmpla, cum va evolua boala. Și ne-am strâns mâna și am plecat. În 2010 m-am dus să-l văd în nădejdea că s-a mai descoperit ceva în problema mea. Și mă examinează și îmi spune, ochiul stâng este orb din punct de vedere legal, pentru ochiul drept mai 6 luni, 2010 ianuarie. Și eu mă uit la el și zâmbesc și zic, data trecută ați fost un pic mai precis. Dar ce ți-am spus data trecută? Mi-a spus, numai Dumnezeu știe. O râs și el, am râs și eu. S-a convertit un oftalmolog la noi în biserică, un băiat foarte fain. Și m-a luat să-mi fac o examinare foarte serioasă. Când mi-a arătat filmele retinei, m-am îngrozit, pentru că tot ce mi-a spus omul în 2006 s-a adeverit. Toate drusurile au început să se adune și creează o insulă sub maculă și de aceea nu mai poți citi, acolo ai bastonașele și conurile cele mai multe și acolo se focalizează imaginea. Eu nu mai pot citi un rând din carte, de-aia predic un laptop și lucrez pe un ecran cât televizoarele voastre acasă ca să pot să-mi continui lucrarea. Dar el vine și mă cheamă, zice, uită-te cu atenție, acum cât mă pot eu uita cu atenție, zice, exact în mijlocul insulei a rămas o gaură, ca un donut, da? O gaură. Deci pe acolo mai vezi. Well, praise the Lord. Da. Ce am spus Domnului, Doamne, dacă nu trebuie cărțile astea, dăm un semnal, că eu le arunc pe foc pe toate. Oricum n-am niciun câștig decât bucuria aceea de a măcina Scriptura. Dar când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, e treaba Lui. Dacă are nevoie de ea, se descurcă. Dragii mei, Scriptura mie îmi spune un singur lucru. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Doamne, dacă ți ajunge un trup ciung, orb, acum sunt lucruri pe care le poți face și tu, Dani, și eu, da? Le poți face. Când am ajuns în America, fiul meu, eram la un restaurant, sărbătoream ziua cu screi mele și era un restaurant italian și starterurile erau o bucățică de pesmet cu niște vegetale pe ea.
Și am luat, el era în celălalt capăt al restaurantului, am luat bucățica de pe smet și am mușcat, eram cu păstorii la masă, știi? Nu îl văd pe fiul meu că se scoală, vine până acolo, îmi ia din mână pe smetul și în fața tuturor îmi spune, that's the last warning, este ultima atenționare. Și de 2 luni jumate m-a tăiat de pe toate carburile, da? Pâine, paste, cartofi, orez în Beata Elena. O trebuie să-mi facă dimineața un smoothie din plante și... dar astea sunt lucruri care le putem face noi. Dar sunt lucruri pe care nu le putem face noi, trebuie să le facă El. Dar dacă El te-a chemat la o lucrare, El îți dă și resursele. Tot ce îmi spune și îmi cere mie Biblia este să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și să las în seama Lui împlinirea nevoilor mele imediate. Foarte greu pentru noi să credem lucrul acesta. Toate aceste lucruri, nu vă gândiți la mașini și case și vacanțe în Hawaii, dar mâncarea și îmbrăcămintea, li se vor da pe deasupra. Eu de obicei și în public pun soției mele 2 întrebări. Nora, spune aici în fața tuturor, ți-a fost foame cu mine? Nu poți zică nu, că e suficient să ridice în picioare. Da? Și eu și ea. Și a 2-a întrebare, ți-a fost fric cu mine? Ea zice nu. Atunci eu mi-am împlinit datoria de soț. Pentru că Scriptura spune, dacă aveți ce mânca, ce îmbrăca, vi-a ajuns, da? Zice Scriptura. Acum că noi avem mai multe pretenții, este o altă problemă. Dar vi-a ajuns, vorba voastră. El va purta pe deasupra. Luca, capitolul 11, versetul 1 la 3. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui, el le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Restul, lăsați-o în seama lui, pâinea și îmbrăcămintea vi se vor da pe deasupra. Asta înseamnă a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În Luca, capitolul 11:13, Domnul Iisus spune imediat după rugăciunea Tatăl nostru, deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da resursa cea mai importantă pentru lucrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, fără Duhul lui Dumnezeu nu poți face nimic în împărăția lui. Oamenii n-au nevoie de aptitudinile mele, oamenii au nevoie de roada Duhului. Darurile pe care le avem sunt simple vehicule pentru prezența lui Dumnezeu, pentru roada lui Dumnezeu. Uitați-vă la înmulțirea pâinilor, încercați să vă imaginați scena. Domnul Iisus avea foarte mult umor. O groază de oameni în jurul lui se înserase, oamenii erau flămâni, săraci, și ucenicii vin la el și dă-le drumul, că-i pustiu pe aici, să meargă să-și caute undeva de dormit și de mâncat. Și Domnul Iisus se uită la ei și spune, dați-le voi de mâncare. Ca și cum ar veni Mircea, fratele Mircea și mi-ar spune la ora 11, dă-le tu cafeaua și biscuiții. Where from? Dar imaginați-vă că din întâmplare ar fi aici Domnul Iisus și mie mi-a mai rămas un strop de cafea, adevărat că s-a uscat, nu? Biscuiți nu mai am. Și... A zice, Doamne, fă ceva cu povestea asta. Uitați-vă la mulțirea pâinilor. În mâinile Domnului Iisus nu se mai termină lucrurile. Ce-o trebuie să facă ei? Să mulțească pâinea și peștii? Nu. Numai să o împarte. Fiul lui David înmulțește pâinea. Fiul lui Avram împarte pâinea. Da? Dar fiul lui Avram suntem noi. Cu alte cuvinte, legământul Avramic, că Dumnezeu îl împlinește prin noi. Și atunci, dacă ai legătură cu Hristos, Hristos este în stare să toarne mereu ulei proaspăt, da? Să nu se mai termine uleiul, stai doar în lucrarea Lui, stai în legătură cu El. Am citit textul din Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine rămâne în mine aduce multă roadă, dar cumva vița rodește prin mlădiță. Dar mlădița nu rodește de una singură, dacă nu rămâi în viță, dacă dintr-un motiv sau altul se rupe relația cu Hristos, te usuci, ești tăiat afară și aruncat în foc. Tăiat afară și aruncat în foc. Înmulțirea pâinilor.
Apoi a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală, orice fel de neputință. Oare nu cumva și în zilele noastre aceasta ar trebui să fie tiparul normativ pentru misiunea împărăției? Asta e întrebarea al Bonnie, da? Da? Asta este întrebarea. Ce părere aveți? Nu cumva și în zilele noastre aceasta ar trebui să fie tiparul normativ. Nu știu cum înțelegeți voi cuvântul normativ, luați Dexul și uitați-vă în el. Pentru mine normativ înseamnă ceva ce se întâmplă întotdeauna exact la fel. Da, asta înseamnă normativ. Obligatoriu. Este un tipar obligatoriu pentru biserica lui. Dacă răspunsul nostru este da, următoarea mea întrebare este de ce nu se întâmplă așa? Pentru că eu nu cred că pot primi o astfel de poveste. Păi Dumnezeu vindecă cam 50% din oameni. Sau noi ne rugăm și apoi Dumnezeu face ce știe. Nu, el nu așa a vorbit ucenicilor. El a zis, vindecați, înviați, scoateți draci, curățiți. Ei au venit înapoi și au zis, până și dracii ne sunt supuși. Cu alte cuvinte, Iisus lucra prin ei exact cum a lucrat Duhul Dumnezeu prin Iisus. Și atunci întrebarea este, ce se întâmplă în zilele noastre cu problema aceasta? Vă las pe voi să răspundeți la întrebare. Trebuie să faceți și voi ceva când mă aședeți, eu vorbesc, așa că... Da. Prețul conlucrării cu Hristos. Ultima din fericiri suna cam așa, da? Ultima din fericiri. Fericiți de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor și sunt înșirate toate lucrurile. Bucurați-vă! Și prorocii au avut exact aceeași soartă. Cu alte cuvinte, prețul conlucrării cu Domnul Iisus nu poate fi ocolit. Ultima fericire viza tocmai lucrul acesta. Deci dacă auzi doar ce-ți place din Biblie, atunci iei doar ce ai auzit. Da? Dar dacă vrei să iei toată Biblia, atunci trebuie să iei bunele cu relele împreună, așa după tiparul nostru, toate sunt foarte bune în ochii lui Dumnezeu. Uitați-vă ce le-a vorbit el ucenicilor în capitolul 10. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul. Da, acum, spuneți-mi, cu ce șanse trimiți o oaie în mijlocul lupilor? Dar ascultați cum continuă textul. Fiți dar înțelepți ca șerpii, fără răutate ca porumbei, păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Mai înainte am zis, asta da lucrare, cine să o refuze? Ce ziceți de asta? A? E puțin mai complicat de primit și de intrat într-o astfel de lucrare. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă gândiți, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus, vi se va da chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copiii lui și copiii se vor scula împotriva părinților și îi voi omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dacă scoateți cu atenție textul acesta, încep să mă întreb cum să privesc misiunea împărăției, versetul 23, când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Evanghelia după Matei este, cred, în mod evident, scrisă după ce Domnul Iisus a dat mandatul
împărăției, în capitolul 28, 18 la 20. Vă spuneam la început că între contextul vieții lui Iisus și scrierea Evangheliilor a trecut ceva vreme. Eu nu cred că Evangheliile sunt scrise în secolul I, secolul II, secolul II și secolul III, ci cred că sunt scrise înainte de anul 70, înainte de dărâmarea Templului. Tot Noul Testament a fost scris înainte de anul 70. Cu alte cuvinte, la 30-60 de ani după moartea lui Iisus Hristos, Evangheliile erau deja înscris. De ce? Se împuținaseră martorii oculari, se lărgise creștinismul prin lucrările apostolilor care au plecat în toate direcțiile după porunca Domnului Iisus, după prigoana iscată din pricina lui Saul. Dar uitați-vă ce le-a spus Domnul Iisus când s-a despărțit de ei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă sau ducându-vă faceți ucenici și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Acum, dacă El și-a demonstrat puterea, capitolul 8 și 9, vindecând, scoțând dragi, curățind leproși, învind morții, și-a demonstrat puterea și a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. În mod normal, ar trebui să mă gândesc că nu l-ar împiedica în niciun fel pe Domnul Iisus să-și continue lucrarea, nu doar prin apostol, ci și prin biserică, exact în aceiași termeni. Exact în aceiași termeni. Și asta este una din teologiile care acum incită spiritele și în țara noastră. Domnul Iisus Hristos le-a dat putere asupra duhurilor necurate, asupra bolilor, asupra neputințelor, da? Orice fel de boală, orice fel de neputință, dar nu le-a dat putere de a evita suferința și prigoana. Ce interesant! Le-a dat putere și totuși nu le-a dat putere. Pentru că textul spune, trebuie să vă cer câteva lucruri. În primul rând, înțelepciune. Fiți înțelepți ca șerpii. Doi, blânzi ca porumbei. Trei, prudență. Păziți-vă de oameni. Prudență. Patru, răbdare. Răbdare. Observați, dacă le-ar fi dat putere care să poată evita aceste lucruri, nu le-ar fi cerut aceste lucruri Domnului Iisus Hristos. E nevoie de înțelepciune și de prudență pentru a evita suferința inutilă. Îți plac dulciurile? Well, good luck! Da? Fiul meu cel mare, când am descoperit că am diabet, i-am luat pe toți copiii, i-am pus în fața mea și le-am zis așa: dacă unul din părinții voștri și o rudă îndepărtată are diabet, veți avea și voi, probabil. Din păcate, și Nora a descoperit că are și de ambele părți sunt probleme în familia mea, așa că știți ce mi-a zis Beni? Cine m-a pus să mă nasc în familia asta? Asta nu mai poți desface. Când a ajuns în America și a văzut gălețile cu înghețate, s-a făcut ca un purceluș. Gălețile cu înghețate, 5 kg de înghețate. Poți și le plăcea dulciurile la copii. Și a trebuit să fac o regulă în casă. Am avut o cutie la care i-am spus 1, 2, 3. Întotdeauna după masă veneau la mine copii, ziceau, dă-ne 1, 2, 3. N-am pe toți la oaltă, luam cutia, avea un capac de metal și o deschideam și erau tot felul de bomboane și copiii aleg, nu aia ca aia. Și stăteai un ceas acolo să aleagă 1, 2, 3. Și atunci eu număram până la 3. 1, 2, 3! Pum! Și trânteam capacul. Și el trebuia să ia repede bomboana, dacă voia bomboana, dacă nu rămânea fără ea, da? Până număram eu la 3. Și a rămas 1, 2, 3. Duceți-vă acum la el, mai ales după lucrurile prin care a trecut soția lui. Și m-aș opri pentru o paranteză, m-a rugat Mircea. Vreau să vă mulțumesc pentru toate rugăciunile voastre. Ne-am avut un an foarte greu. Vineri seara, era ziua lui Julie, 30 ceva de ani. Cu un copil de 5 luni, cu o fetiță de 3 ani. N-a avut absolut nimica. Femeia e plină de energie. Vineri noaptea, a simțit ceva, sâmbătă a fugit la medic, în câteva ore, 5 medici au spus, cancer, metastază, ultimul stadiu. Rinichiul complet prins, plămânul prins, ficatul încă nu era atins și creierul, dar asta era evoluția.
Duc bine că vorbesc cu ea pe Skype, curgeau lacrimile. Și foarte liniștită mi-a spus: am primit din mâna Domnului, știu unde mă duc. S-a absolut liniștită. Mă doare sufletul pentru Ben și pentru copii. Acum când am vorbit cu ea, mi-a zis: o singură rugăciune am avut la Domnul: Doamne, ești liber să mă duci, că nu sunt eu prima. Tatăl meu a plecat înaintea mea, tot așa, printr-un infarct, într-o 5-9 de ani. Mă duc să-l întâlnesc, da, m-aș bucura să văd copiii crescând. În toată aceste vreme, fiul meu mi-a spus doar atâta: medicii dau cam 70% pentru tipul ăsta de cancer, dacă toate sunt bune, ce mă fac eu cu cei 30%? Nici până atunci, nici de atunci încolo, n-am mai zis o vorbă. O vorbă. Au urmat 4 luni de trepidație, o chimioterapie extrem de dură, o otrăvire a organismului. Stai 8 ore. Da. În toată vremea aceasta, ea, ca să evite o suferință în plus, să dea răspunsul la telefoane, a pornit un blog. Poate mulți ați citit blogul ei. N-a știut ea că zeci de mii de oameni din toată lumea vor fi încurajați de blogul ei. Când a ajuns aproape, că zicem, slăvit să fie Domnul, a ajuns de la 350.000, niciodată nimeni n-a fost recuperat de la dimensiunea asta. De la 350.000 era nivelul hormonal, a fost o sarcină molară. A ajuns la 53, ziceam, wow, încă o săptămână. Și a doua zi, a urcat la 193, medicii au intrat în panică și au operat-o de urgență. Au fost două echipe de medici. Neurolog a trebuit să scoate tumoara de pe rinichi. Avea pe rinichi, s-a restrâns tumoara. Și Julie nu știa că era creștin. Mai târziu i-a spus: am intrat în operație rugându-mă după o noapte întreagă, rugându-mă când am intrat, rugându-mă în timp ce mă pregăteam de operație, și am zis: Doamne, dă-mi înțelepciune să știu ce să fac. Și în momentul în care a intrat la paroscopic, a intrat și a văzut tumoara, a luat o decizie pe moment să-i scoată rinichiul complet. Tumoara era mult prea aproape de alimentarea rinichiului cu vasele de sânge. Și un bătrân specialist din Boston i-a zis, ce bagă bine de seamă, tumoara este activă nu la mijlocul ei, ci pe periferia ei. Și dacă rămâne o singură celulă, te duce mai departe lucrurile. Și atunci au trebuit să iau o decizie și zice, rugându-mă am luat decizia asta. Și a pierdut un ridic, după el, sub aceeași anestezie, a fost echipă întreagă, a trebuit să facă histerectomie totală. De acolo a pornit problema. Dar plămânul părea curat. Asta era un mare, mare lucru. Ficatul a fost neatins încă. Imediat după operație, nivelul hormonal a scăzut la sub 2. Și de atunci a rămas așa până când am ajuns noi acolo. Când am ajuns noi acolo, eram în toamna asta, i-a crescut de la sub 2 la 3. Am văzut cum a intrat Julie în reacția, în panică din nou. Imediat a fugit la medic. Au făcut o modificare în tratamentul pe care îl face și medicul a zis asta este cauza. Dar de atunci situația este la ora asta stabilă. Acum, Benny, care i-a plăcut dulciurile, a făcut mari schimbări în viața lui. El m-a tăiat pe mine la toate, dar așa se mănâncă în casa lui. El face cumpărăturile, el gătește împreună cu Julie ca să mănânce, să nu mai pună pe organism lucruri care sunt nenecesare în situația asta. Și au zis, și eu și copiii mei nu putem decât profita de lucrul ăsta. Dar închid paranteza și vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. Oamenii s-au rugat pe toate continentele. Julie îmi povestea după aceea, eram studentă la Wheaton și am rugat pe Domnul, legat de căsătoria mea, două lucruri i-am cerut. Să nu-mi dea un român ca soț și să nu-mi dea un pui de pastor, da? Dice, acum înțeleg de ce Dumnezeu a zâmbit și mi le-a dat pe amândouă și mulțumesc din toată inima pentru toți cei care se roagă pentru mine.
că dacă n-ar fi ascultat rugăciunea, aș fi fost singură și cu cei din jurul meu în toată povestea asta. Așa că vă mulțumesc încă o dată. Dar observați, sunt o mulțime de lucruri. În cazul acesta a fost o greșeală medicală, dragii mei, o eroare medicală absolut stupidă. Dacă i-ar fi făcut o analiză de rutină care se face de fiecare dată, după fiecare naștere, cu două pastile ar fi rezolvat problema. Ar fi rezolvat problema. Noi stăm și ne uităm la frământările lor cu problema asta. Și știți ce zice ea? Sigur, Dumnezeu n-a fost absent acolo. N-a fost absent. Nu cred că e treaba noastră să ne răzbunăm. E treaba Lui. Este extraordinar ce lucrează Dumnezeu prin suferințele noastre, noi. Dar ai nevoie de înțelepciune ca să eviți suferințele inutile. Uitați-vă la Fapte, capitolul 23, versetul 6 la 7. Pavel este prins, aproape linșat de mulțime, este adus acolo și el zice: stați, fraților, să vorbesc. Toată lumea când începe să vorbească evreiește, stă să asculte, zice: eu sunt fariseu, din neam de farisei. Din pricina învierii morților sunt dat în judecată. Textul spune că erau saducheii și farisei. Saducheii nu credeau în înviere, farisei credeau în înviere. Și dintr-o dată, Pavel, practic, zicând aceste cuvinte, îi aruncă pe unii împotriva altora și el frumos se pleacă. Da? Sau când este în temnița din Filipii, zice: aveți dreptul să bateți un cetățean roman? Păi noi cu mare preț am cumpărat cetățenia. Eu sunt născut roman, zice el. Nu. Aduceți pe mai mari voștri să-i scoată afară. Și-o trebuie să-i scoată cu alai. Deci, Pavel a avut înțelepciunea să evite suferințele inutile. Uitați-vă ce spune Biblia. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să lui fie rușine și să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. E nevoie de înțelepciune și de prudență pentru a evita suferința inutilă, dar este nevoie de blândețe și răbdare pentru a trece prin suferința pe care nu o poți evita. Să mă întorc la boli. Pavel avea un țepuș. El nu vedea, avea o problemă serioasă cu ochii. Și de 3 ori l-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia țepușul acesta. Îl numește sol al satanei în carnea lui. Și Dumnezeu îi spune: harul meu ți este de ajuns. Pavel n-a avut nevoie de înțelepciune și prudență ca să evite suferința, ci a avut nevoie de blândețe și răbdare ca să treacă prin ea, să-și o poarte. Niște oi în mijlocul lupilor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, nu vă gândiți sau nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți spune sau ce veți vorbi, căci ce veți avea de spus vi se va da chiar în ceasul acesta, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care este în ceruri. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copiii lui, copiii se vor scula împotriva părinților și voi omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 12, miezul, scopul cu care este scrisă Evanghelia, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă pentru că aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Pregătirea, trimiterea, prețul, și când ai de plătit prețul, obosește. Și de aceea e mare lucru să ai un model ca să te trezească, să faci pasul mai departe. Principiul al șaselea, nu aștepta ca în schimbul binelui pe care îl faci să primești aplauze. Nu aștepta ca în schimbul binelui pe care îl faci să primești aplauze. Este o vorbă extrem de dureroasă. Biserica e singura armată care își împușcă răniții.
dragii mei, câte vorbire de rău există în bisericile noastre, nu se poate spune. Cu câtă plăcere ne folosim de net să împroșcăm cu noroi în stânga și în dreapta. Este incredibil. Dacă tu ești unul dintre cei care primești o știre care e denigratoare la adresa fratelui tău și dai share la toți cei pe care ai pe net, pune-te în genunchi și cere-ți rușine și nu mai face niciodată lucrul acesta. Dragii mei, ești un ucigaș când calci în picioare numele fratelui tău. Numele fratelui tău. Du-te la el, rezolvă problema personal, nu pe net. Deci nu aștepta ca în schimbul binelui pe care îl faci să aștepți aplauze, dar nu împroșca cu noroi. Aș putea să întorc principiul 7. Dacă ai obosit, privește la Domnul Iisus și nu uita. Și el se va rușina de acela care se va rușina de el. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui și nici robul mai pe sus de Domnul lui. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul lui să fie ca Domnul lui. Dacă stăpânul casei a fost numit Belzebul, cu cât mai mult vor fi numiți așa cei din casa lui. Așa că vă spun să nu vă temeți de ei, da? Să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la ureche, în întuneric, voi să propodiți la lumină, ce au zis spus la ureche, să propodiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, nici una dintre ele nu cade pe pământ fără știrea sau fără voia tatălui vostru. Ce interesant! Deci tatăl știe și totuși se vând două vrăbi la un ban. De ce? That's his business. Tatăl vostru știe. Nici una nu se întâmplă fără voia lui. Căci despre voi, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacra sa. Și orice om va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește mai mult pe fiu ori pe fiică decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Misiunea împărăției. Pregătirea ucenicilor, trimiterea ucenicilor, prețul conlucrării cu Hristos, las pe voi să înșirați prețul conlucrării cu Hristos și perspectiva corectă asupra împărăției. Și vreau să închei cu vestele astea și să deschid pentru discuții, dacă mai este timp. Deci cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Nu știu dacă putem pricepe taina acestor cuvinte. Când te implici în misiunea împărăției, harul și responsabilitatea să-l porți spre oameni, pe Tatăl și pe Fiul prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, când te încreștinezi, am spus ieri, schimb perspectiva. Dar vreau să vă spun, nu doar perspectiva, tot destinul tău, toată destinația ta, tot scopul existenței tale se schimbă. Devenim purtători de Dumnezeu spre oameni. Și asta o facem în contextul slujbei și a vieții cotidiene. Dacă trăiești în ascultare de Dumnezeu și dacă îl onorezi pe El prin tot ce faci și gândești și spui, practic, tu ești purtător de Dumnezeu, ai această
acest har și această extraordinară responsabilitate. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut o sticlă de apă rece, da, unuia din acești micuți în numele meu, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Un alt principiu mi se pare vital, de care noi urcăm, noi uităm, mai ales noi românii, că suntem extrem de dispersați și atomizați și fiecare am dorit să fim directori. Noi românii nu știm lucra în echipă și asta e una din marile probleme. De aceea bisericile se rup. Eram în Houston, Texas și stai bisericuțe românești, nu departe una de alta. Și doi dintre cei care formau biserică s-au adunat la oaltă și au zis, mă, hai că noi am putea aduna, că doar încăpem toți trei într-o clădire, mai ales că una dintre ei a făcut o clădire nouă, că așa se întâmplă. Termin clădirea nouă, după care totul se face praf. Celălalt a zis, uite-te, eu fac 90% din slujbă, ție îți las doar 10%. Asta zice entuziast, hai, ce-ai de făcut? Zice, uite, eu îi adun pe enoriaș la oaltă, tu adunai pe păstori. Alții mei, lucrarea în ogorul lui Dumnezeu cere un efort de echipă. Nu contează rolul pe care îl joci, ci cum ți-l împlinești. Competiția afirmării de sine vine din faptul că dorim să umblăm în păpucii celuilalt. Noi ne-am organizat biserici în așa fel încât voi stați cu minți și ascultați ce eu vorbesc. Care din voi veți să veniți în locul meu? Vă las cu cea mai mare bucurie. Da? Here it is. Vă dau și prezentările PowerPoint, dacă doriți. Dar fiecare Dumnezeu ne-a dat un dar și avem o istorie. Și eu cred că împărăția lui Dumnezeu este destul de mare să fie loc și pentru mine și pentru tine, conlucrând unul cu celălalt, nu lucrând unul împotriva celuilalt. Și atunci problema mea este, nu mi-am descoperit locul și rolul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Citiți Roman 12. Ai un dar? Folosește-l. Ai alt dar? Pune-l în negoț. Dragii mei, nu încerca să umbli în păpucii celuilalt. Țin minte o experiență interesantă. Eram la o întâlnire într-o casă în anii 80, cred eu, și vorbeam despre darurile duhovnice și un exercițiu practic a fost să luăm o foaie de hârtie, să scriem darul nostru pe el. Eram unii lângă ceilalți, eram într-o cameră destul de înghesuit și în dreapta mea era un prieten foarte drag, care este un bucătar excepțional. El și soția lui ne-au gătit în toate taberele noastre, sus în munți, dragii mei, uite așa, plin de zâmbet, să stai în prezența lui, este extraordinar sau să fii invitat la el la masă. Și eu mi-am scris repede darul jos pe hârtie și el transpira tot lângă mine. Și mă uitam la hârtia lui și el s-a uitat la hârtia mea, s-a uitat la hârtia celui din dreapta și pe urmă cu mâna tremurândă și sudorile curgeau pe fața lui, scrie și el, învățător. N-avea nici înclin, nici mânecă cu toată povestea asta, dar presiunea de grup a fost incredibilă asupra lui. Acum, felul în care s-au organizate bisericile noastre creează această problemă. Pentru că valoarea este cu cât vii mai spre amvon. Dacă nu te ridici aici, n-ai nicio valoare. Să fii ușier sau să fii vorbitor, Dumnezeu dimineața, oh, two different things, da? Ori Scriptura spune, dacă dai un pahar de apă în numele ucenic, ai o răsplată egală cu a lui. Păi dacă eu aș crede lucrul acesta, cu câtă bucurie aș face orice lucru mărunt pe care Dumnezeu l-aduce înaintea mea. Are o soră de lucru în biserică? Are ori n-are? Dragii mei, extraordinar, câte posibilități există. Nu uitați cu ce trebuie să începem, dar vă spun imediat. Lucrarea în ogorul lui Dumnezeu este cer un efort de echipă. Nu contează locul pe care îl ai, rolul pe care îl ai, contează cum ți-l împlinești. 10. Lucrează cu nădejde, căci Dumnezeu nu este nedrept
ca să uite osteneala și dragostea pe care a arătat-o în numele Lui. E o promisiune a Lui. Nici un pahar de apă nu va fi uitat. Deci, pregătirea, trimiterea, prețul și perspectiva. Lăsați-mi voie să trec repede prin el împreună cu voi, citiți în locul meu să îmi odihnesc și eu gâtul. 1. Nu uita, secerișul este al lui Dumnezeu, nu al tău. Nu te lăsa limitat de resursele tale. În mâinile lui Hristos sunt resursele, el înmulțește pâinea, nu tu. Tu sufulgă-ți mânecile și du mai departe ce primești de la el. Dar stai în relație directă cu el. 2. Începe prin a ruga pe Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul lui. Oricât de ocupat ești, mai poți zice o rugăciune. Amin? Amin. Începe și te roagă pentru situațiile din jurul tău. Dragii mei, nu stați la bârfe cu ceasurile și pe Facebook cu ceasurile, aruncați-le la gunoi și pe tot felul de bloguri și prostii. Stați și rugați-vă pentru situația respectivă. Acum, de pildă, tot Aradul ar trebui să adune, să roage pentru Maranata. Tot Aradul. Nu să vorbiți despre ei, să vă rugați pentru ei. Dumnezeu a intervenit într-un mod absolut șocant în săptămâna asta. Puteai fi tu, puteam fi eu în locul lui, da? Golul este imens. Întrebarea este, ce vom face noi? Da? Rugați-vă pentru asta. 3. Dumnezeu mobiliza în primul rând resursele. Da? Când te rogi, poverile Domnului vin pe inima ta și Dumnezeu îți va da o idee și vei putea face cât de puțin, lasă-L pe El să mulțească lucrurile. 4. Dumnezeu crezi povestea asta. Pune la încercare. Doamne, lucrarea ta. Nu uitați ce am zis. Mi-ai dat diabet să-ți fie de bine. Ia-le. Interesant, Dumnezeu mi-a dat mai multă energie după decât înainte. Cum? Nu mă întrebați că nu știu. Dar nu pot să vin să-i spun, Doamne, n-am putut face lucrul acesta din pricină că nu mi-ai luat sau mi-ai dat sau... El îți oferă resursele. 5. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și lasă în seama lui împlinirea nevoilor tale imediate. 6. Nu accepta. Deci Domnul Iisus n-a primit. Stai pe urmele lui. 7. Dacă ai obosit, privește la Domnul Iisus. Și nu uita de El. 8. Incredibil. Tatăl este vierul, eu sunt vița, voi sunteți plădițele. Ai fost ridicat în trinitatea lucrării lui Dumnezeu. În trinitatea lucrării Tatăl, Fiul și Tu. Pentru că prin blădiță Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează. Despărțiți de El nu putem face nimic. 9. Care în ogorul lui Dumnezeu cere un efort de echipă? Și 10. Amin. Amin. Ați ascultat cu nădejde, meritați o cafea, dar mai aveți 10 minute. Dacă sunt întrebări, cu bucurie. Nu veniți să mi le puneți în pauză, pentru că nu vi le primesc oricum. Dar am și eu nevoie de pauză, dar o întrebare oricui folosește tuturor celor din sală, deci nu fii foarte egoist. Te rog. Ne-ai lăsat cu întrebarea. Noi avem nevoie... V-am dat și răspunsul, dacă l-ați auzit. Da, da. Aș vrea, dacă poți, puțin mai specific, acum în pasajul ăsta care vorbește despre misiunea împărăției, știi, la final vedem oarecum câteva din
aspectele practice ale acestei misiuni, din lucrările practice. Știi? Da. Noi suntem obișnuiți, în general, cu ceea ce se întâmplă în interiorul zidurilor sau între ziduri, știi, ceea ce facem noi aici. Care ar fi câteva, sau cum, ce crezi că ar trebui să facem? Unde ar trebui să cadă accentul în această misiune, pe ceea ce se întâmplă aici sau pe ceea ce se întâmplă afară, sau care ar, unde ar fi echilibru între cele două zone ale lucrării, pe de o parte și pe de altă parte? Văd două categorii de oameni, unii care fac această lucrare, sunt trimiși ca să o facă, și unii care sunt receptorii ei, știi? Și vorbind un pic de lucrările sociale în care comunitățile de credincioși sunt implicate, știi, cum vezi tu asta, ce ar trebui să facem la modul concret, practic, vis-a-vis de această misiune, știi? Dacă poți, poate că n-am fost foarte coerent, sper că ai înțeles. Nu, este clar ce spui. Eram în 1992 la Oradea, eram în comisia de alcătuire a statutului sau rescrierea statutului, și fratele Taloș a fost cel care a formulat statutul fiind jurist. Și când a ajuns la alegerile slujitorilor în biserică, a citat textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 11. El a dat pe unii, și în loc să-l citeze așa cum este, el a dat pe unii pastori, deci a întors versetul. Și eu am pus o întrebare: frate, de ce l-ați întors? Secvența nu este la fel de importantă ca și conținutul. Textul spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Acum, sigur că noi, având un model cu un păstor în fruntea turmei sau în vârful piramidei, trebuia să legitimăm cumva povestea asta, și atunci, chiar dacă stricăm un pic Biblia, important este să păstrăm forma, da, modelul. Am avut o discuție de o jumătate de zi, eram mai mulți acolo, după o jumătate de zi a pus versetul la loc. Dar dacă vă uitați prin statut, ca să alegi un pastor ai nevoie de cât? 100% Mircea. Ca să alegi un învățător sau un evanghelist, ți ajung 51%. Cu alte cuvinte, spiritul statutului a rămas exact același. Dar acum, de ce mă refer la povestea asta? Uitați-vă la felul în care Duhul lui Dumnezeu a pus lucrurile: apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Dați-mi voie să plec de la coadă la cap, să vedeți rolul fiecăruia. Învățătorul pune o întrebare și caută un răspuns: cine ești, Doamne? El este rădăcina pomului roditor, nici nu se vede, este noroiul acela de unde scoade seva brută. Și ăsta este rolul sferei învățării în biserică, extrem de importantă. Sfera pastorală îi pune a doua întrebare: ce vrei să fac înăuntru? Sfera pastorală ține de tulpine, crengi, și grupurile mici sunt frunzele. În frunze se întâlnește lumea cu clorofila, se declanșează procesul vieții. Evangelizarea are de-a face cu roadele pomului, dar pomul nu rodește pentru sine. Sunt măr de lângă drum și fără gard, la mine în ramuri, poame, roșii ard. Acum Mihai Beniuc îi de mult apus, voi ăștia mai tineri nu știți de el, dar drumețule se iei fără sfială, n-ai să dai la nimeni socoteală. Observați, pomul rodește pentru cei de afară. Ci cu prorocia. Dragii mei, prorocia, dacă există un astfel de dar în biserică, ține de rolul bisericii în cetate. Care e rolul nostru în cetate, în urbe? Iar apostolia, care este rolul nostru în împărăția lui Dumnezeu? Dacă într-o biserică există un dar apostolic și o lucrare apostolică, lucrarea aceea se va extinde la alte biserici în cercuri din ce în ce mai largi, pentru că alte biserici pot beneficia de lucrarea respectivă, și atunci este o lucrare apostolică, indiferent în ce domeniu al bisericii este această lucrare. Poate fi în învățătură, poate fi în pastorală, poate fi în lucrarea muzicală, poate fi în lucrarea copiii, o astfel de lucrare. Dar dacă mă uit, apostolia, prorocia și evangelizarea trag înăuntru sau în afară al bonii? În afară. Dar dacă înăuntru lucrurile sputrede, pastorala și învățătura, adică viețile noastre sunt netransformate, ce putem da celor de afară? Absolut nimica. Observați, Scriptura spune, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Noi zicem, încheieturile sunt între mine și tine. Nu e adevărat, încheieturile sunt între fiecare dintre noi și Hristos. Din el, din Hristos,
Cu alte cuvinte, o lucrare care nu vine prin împuternicirea Duhului Sfânt, nu este o arătare a Duhului spre folosul altora, n-are nicio valoare. Ori, de unde știu că se arată Duhul? Din roada Duhului. Darul nu este decât un vas. Dar conținutul acelui vas trebuie să fie dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe. Roada Duhului. Observați, textul vine și ne spune că rațiunea existenței unei biserici este pentru cei de afară, nu pentru cei dinăuntru. Dar acum cei dinăuntru au nevoie de hrană, de edificare. Și de aceea trebuie păstrate împreună. Când mă gândesc la conducerea unei biserici, de ce nu poate fi condusă de un om? Din pricina complexității misiunii bisericii. Nu este un om pe fața de pământ să fie și apostol și proroc și evanghelist și păstor și învățător și să poată păstori o turmă de 500 de oameni. Sau de Eu nici nu știu cum îi cheamă pe cei din biserica noastră. Singura turmă care mă preocupă într-un fel sunt cei câțiva din grupul nostru care ne întâlnim săptămânal. Ei, știu cum îi cheamă, le știu poverile, îi știu unde stau în umblarea lui cu Hristos, pentru că ne rugăm unii pentru alții, portăm poverile unii altora. Și de aceea legătura frățească este absolut esențială într-o biserică. Dragii mei, nu vă adormiți cu nădejdi înșelătoare. Nu este om pe fața pământului, indiferent unde l-ați căutat și l-ați găsit, să rezolve problemele bisericii din Metanoia sau de oriunde din altă parte. Hristos este prezent dacă are prin cine să lucreze. Tiparul aveți foarte clar în cele 7 scrisori ale Apocalipsei. Hristos vorbește cu Îngerul Bisericii, Duhul vorbește cu Biserica. Cum? Tălmăcind cuvintele lui Hristos pentru Biserică. Dragii mei, o biserică este condusă de Domnul Iisus prin, eu îi numesc, depozitare viziunii, apostol, proroc, evangheliști, păstori și învățători. Sau dacă sunteți baptiști buni și nu vreți să vă încurcați cu primele două, tot pe primul loc rămâne, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Dar evangelizarea nu face evanghelistul, după cum pastorala nu face păstorul și învățătura nu dă numai învățătorul, da? Evangelizarea o face, lucrarea de slujire o fac sfinții. O biserică e cu atât mai sănătoasă, cu cât mai mulți oameni slujesc pe cât mai puțini oameni. Și este cu atât mai bolnavă, cu cât mai puțini oameni slujesc pe cât mai mulți oameni. Eu am fost plecat, dar în 2011, în octombrie, cineva a organizat o întâlnire cu slujitorii bisericii din Iris. Și noi ne-am propus să ieșim undeva, dar era foarte costisitor când am văzut numărul lor și n-am avut bani să facem treaba asta. Dar ne-am adunat în dimineața aceea 183 de oameni care fac o lucrare sistematică în biserica noastră. 183 de oameni. Dragii mei, nu toți fac aceeași lucrare. Dar imaginați-vă doar un exemplu. Erau peste 50 de surori care între ora 10 și 11, 10 și 10, de la 10 jumate și 11, pregătesc o cafea, un sandwich pentru cei care rămân de dimineață de la 8 până la ora 1. Și ne adunăm împreună și vedem ce s-a întâmplat la serviciul întâi și ne bucurăm unii de alții și de potolim foamea, unii nici nu au apucat să mănânce, mulți sunt studenți. În fiecare duminică nu s-a întâmplat odată să nu fie acolo ceea ce trebuia. Este asta o slujbă valabilă? Păi mai mult decât un pahar de apă? Mai mult decât un pahar de apă. Nu este unul dintre noi care să nu aibă un loc în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar dacă biserica este întâlnirea noastră și eu vorbesc cu un ceas, noastră, ascultați un ceas, pe de mine nu mai încape nimeni. Dar dacă biserica suntem noi 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, spuneți-mi, câte din poveri și nevoi sunt nepurtate și neîmplinite? Unde ai putea tu, eu, avea locul și rolul? Eu cred că ceasul are dreptate, asta e biserica. Ne adunăm ca să ne împrăștiem. Dar ne adunăm ca prin darurile pe care Dumnezeu i-a dat bisericii, darurile oameni. Și aici cred că evangheliștii, păstorii și învățătorii au o slujbă importantă. Diferența dintre presbiter și diacon, în înțelegerea mea, de Petru, capitolul 4, 1 Petru, versetul 11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, este darul de vorbire în biserică, este darul de slujire. Și edificarea bisericii este esențială pentru
a ieși în afară. Dar practic, misiunea noastră este 24 de ore pe zi, mai întâi familia noastră, apoi la școala noastră, locul nostru de muncă, în societatea unde suntem. Acolo este misiunea noastră, nu aici. Noi facem o săptămână de evangelizare și de rugăciune, crezând că we did it. Nu, nu. Misiunea mea începe în momentul în care am plecat de aici, ies în familie și în lume. Acolo se examenele noastre și este rolul nostru. Acum m-ai întrebat de lucrări sociale. Dragii mei, voi ne știți pe noi că ați fost și ați tras la jug împreună, voi mai mult cu noi decât noi cu voi, dar cred că trăim vremuri în care evangelizarea cu mâinile e mai de folos decât cu gura. Evangelizarea cu gura și cuvintele și cu corul bărbătesc vine la urmă, dacă mai trebuie. Dar la 1 decembrie noi am inaugurat Bisericuța Mulțumim de ajutorul care l-am primit de la voi, Bisericuța din Cosmești, Dumnezeu știe ce va face acolo. După inundațiile din 2005, în 2006 când am mers la Dunăre, sunt 5 biserici în 5 sate. Și noi a trebuit să preluăm pe a voastră, din pricina problemelor, dar eu cred că este extraordinar să vezi pe Dumnezeu lărgindu-și împărăția, pentru că au fost 700 de voluntari care timp de 4 luni de zile au făcut atâta drum de au putut ocoli pământul în kilometri și care au petrecut de luni până vineri pe șantier fără să vorbească prea multe. Când am făcut înscrierea în 12 august pentru a începe lucrările la Costruș, cumpărasem terenul cu un an înainte, primul care a venit să înscrie, eu nu l-am cunoscut, a venit la mine și mi-a zis, vreau să mă scriu pe listă, îl întreb ce știi să faci, zice eu de toate. Mă gândeam, ăștia care știu de toate, probabil că nu știu nimica. A plecat împreună cu fratele lui și cu un alt grup de oameni și mă sună cel care conducea șantierul, zice, în viața mea, eu n-am văzut doi meșteri ca ăștia. Când au început să lucreze și au pus lucrurile la loc, au măsurat lucrurile, au luat toate grinzile, au luat drujbele, le-au tăiat în no time și le-au pus sus și ai pus asa și bolobocul pe ele. Una nu era deplasată nici cu un centimetru. Wow! Dar omul ăsta care nu era creștin, în săptămâna când a venit înapoi în Iris, primul lucru a venit ață la mine și a zis, vreau să mă botez. Dar zic, ce s-a întâmplat cu tine? Zice, nu știu, săptămâna asta, când am văzut atmosfera de acolo, ce se întâmplă, asta a fost ultima picătură în paharul meu. Wow, am zis, dacă numai pentru el, s-a meritat. Deci eu cred că în jurul nostru sunt foarte multe nevoi și noi ca biserică, noi nu suntem, le-am spus de la început, noi nu suntem trus de construcții. Nu suntem, nu la asta m-a chemat Dumnezeu să punem cărămiși și smoală, să cumpărăm parchet și să... Dar de aceea motoul nostru a fost tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, în satul acela, când au văzut că în 5 zile o clădire de la săpatul fundației până la pusul acoperișului a fost în 5 zile, sătenii stătea să uitau printre obloane, intră un bătrân în curte și zice, abia aștept să deschideți, eu iau pe baba mea și aici vin, așa ceva n-am văzut în viața noastră. Dea Domnul să se umple bisericuța de acolo. Jumătate de zi pentru textul ăla din Efeseni 4:11. Ce fac evangheliștii? Știm. Ce fac învățătorii? Știm. Ce fac prorocii în vremea de acum? Eu cred că prorocia, așa cum gândim noi la ora asta, prorocia și evangelizarea sunt funcții ale trupului. De pildă, pomul rodește câte un măr, câte o pară pentru drumețul de lângă drum. Și asta ar fi evangelizarea, roadele. Dar pomul ca întreg are un rol în mediul înconjurător, nu? Mănâncă bioxid de carbon ziua și dă oxigen pentru noi. Și noaptea schimbă rolurile și dacă nu există această funcție, atunci tot echilibrul ecologic se destramă. Dar acum nu suntem noi sare și lumină. Întrebarea este, care e funcția bisericii în cetate?
De pildă, zilele trecute există, nu o biserică a făcut treaba asta, ci Provita este o organizație non-profit care organizează marșul vieții. Poate că și la voi, la Arad, se face treaba asta. Acum pe noi ne prea interesează. Dar imaginați-vă situația care se întâmplă în țară, în România. Suntem printre primele locuri în avorturi. Țin minte, Ion Alexandru, 91, când am venit la Congresul Uniunii Baptiste, plângea cu crucea în mână, plângea Ion Alexandru când vorbea despre prunci ucis în pântece de mamele lor. Ei, într-o astfel de situație, biserica are un rol. Vă dau un alt exemplu simplu. Eram în America și s-a iscat un scandal. Există un reality show, The Duck Dynasty. Sunt niște țărani, zicem noi, bărboși așa, care umblă în cizme și merg la pușcat rase și toată familia lor. Și unul dintre ei, care era într-un fel șeful clanului, s-a luat un interviu. Și el și-a permis să citeze un text din 1 Corinteni. Capitolul 6, 9, 11, unul dintre versete. Păi, s-a iscat un scandal în America, imediat l-au concediat, cu toate că pierderile celor care produceau show-ul ăsta erau imense, imense. Dar pentru că au socotit atac la homosexual și au sărit în aer în momentul acela, ăștia au zis, well, mai bine pierdem tot imperiul decât să... Și bisericile... sau creștini, că erau creștini născuți din nou, ăsta care a făcut afirmația și pe urmă a ajuns star pe televiziune pentru că au început să-l urmărească, să-l filmeze și el merge la biserică așa în buț și în haine lui și predică Evanghelia și bisericile s-au sculat, dragii mei, și au creat așa o presiune încât au fost obligat să-l primească înapoi, să ceară scuze. Deci este o luptă pe viață și pe moarte, într-un fel. Acum, cum îmi împlinesc această funcție profetică eu ca individ? Dragii mei, ești într-o clasă de pildă de elevi și toată lumea hotărăște să copieze sau să chiulească. Cum ar fi să scol în picioare și zici, eu nu vin cu voi? Ăsta era rolul profetului. Se scula în cetate și zicea, ăsta e adevărul. Acum, dacă tu te dai după ei, și dacă accepti sistemul lor de valori și dacă ești ca frunza în vânt, purtată încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ce rol profetic poți să ai? Profetul avea un rol simplu, să confrunte nelegiuirea din jurul lui. Asta era rolul lui. Acum știu că am celelalte lucruri, se scoală cineva în biserică, zice așa vorbește Domnul. Dragii mei, am mari semne de întrebare legate de asta, cu toate că sunt 3 sferturi penticostal. Dar mari semne de întrebare. Când cineva îndrăznește într-o adunare să se roage sau să zică așa vorbește Domnul, pentru mine între el și Isaia nu este nicio diferență. Pentru că Dumnezeul meu nu vorbește în 2 nivele distincte de autoritate. Când Dumnezeu vorbește, nu contează prin cine vorbește, poate vorbi prin măgărița lui Balaam. Când Dumnezeu vorbește, cuvântul lui este Dașamin. Și de aceea mi se pare că cu prea multă ușurință s-a întâmplat, se întâmplă în biserici în zilele noastre, pentru că nu împlinim Scriptura. Scriptura spune că unul vorbește, ceilalți se judece. A judeca înseamnă a nu accepta ce deschide Biblia. Și dacă vedea ce ți-a spus este sau nu așa, eu v-am spus de 10 de ori și o repet și astăzi, nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă acasă, aveți o inimă ca bereienilor și vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Nu-ți vinde sufletul pe gura niciunui vorbăreț. Deschide Biblia, roagă-L pe Duhul Dumnezeu să-ți vorbească și El va face. Deci, în sensul ăsta, Nicule, eu sunt foarte reticent la... și mă bucur de frații mei care pun casetofoanele pe masă și când cineva îndrăsesc așa, vorbește Domnul, este chemat și pus în fața propriilor cuvinte. Dacă am fi aplicat Scriptura, ar fi fost biserica mai curată. Dacă 99% se împlinește din ce o zici și 1% nu, omorți-l cu pietre. 1% nu, omorți-l cu pietre. Da. Familia noastră a trăit drame incredibile din pricina prorocilor, dragii mei. Incredibile. Mă gândesc la familia mai largă, tatălui meu.
fali și a prociților clovit în satul vecin și au făcut absolut ravagii. După ce au văzut semne și minuni, că atunci când se rugau, luau vacile pe fugă, spuneau verișoarele mele pe dealuri, la un moment dat, prorocița zice, acum că ați văzut că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, acum trebuie să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în mod direct. Cu alte cuvinte, noi avem Duhul, Dumnezeu, Scriptura spune, nu trebuie să vă învețe nimeni, Duhul care este în voi vă învață. Ați văzut prezența lui Dumnezeu între noi. Zice, cum ar fi să luăm Bibliile, să le punem jos și să călcăm pe ele? Și să zicem, vorbește Doamne, în mod direct, asta e cartea mea, nu-i Biblia, de-aia mi-a permis să calc și este învelită în nylon. Dar au făcut treaba asta și n-a trecut multă vreme și a zis, Domnul îmi spune să mă înconjor cu 12 familii sfinte. Wow! A luat 12 familii din biserică și a luat-o pe nevastă ta și a dat-o lui și a luat-o pe nevastă și a dat-o ție și a amestecat 12 familii în felul ăsta. Unchiul meu, care era conducător de adunare, fratele meu mic al tatei, avea 9 prunci sau 11 prunci, nu mai știu, că avem mulți ferișoare. Și l-a dat ca soț la o altă măriuță. Imaginați-vă situația. Dragii mei, maica mea în vremea aceea s-a luptat ca o leoaică pentru oamenii ăștia. Când oamenii ăștia s-au desmeticit și și-au dat seama ce s-a întâmplat, mama îmi spunea, plângeau de se făcea baltă sub ei. Știți ce au zis bisericile? Dumnezeu n-are nevoie de gunoaie. Da. N-are nevoie de gunoaie. Ziceam, biserica e singura armată care își împușcă răniții. Până în ziua de astăzi am fost acum în Los Angeles și am vorbit la biserică pentru o stradă și vine la mine o doamnă și mă uit la ea, era foarte cunoscută, nu știam, să-i văd foarte multe fețe. Și nici nu mai văd foarte bine. Și ce nu mă cunoști, când și-a deschis gura, i-am dat seama, era una din verișoarele mele dulci, care a fost măritată de una din prorocițele astea și care a avut o viață iad din pricina asta. Una din verișoarele mele. Ei, când Domnul vorbește, dragii mei, Domnul vorbește. Dar nu tot ce auziți este din partea Domnului, de aceea fiți cu ochii în patru și împliniți doar Scriptura. Judecați lucrurile. Când Domnul vorbește, El nu greșește. El nu trebuie să vorbească în generalități. El poate să spună, în anul acesta vei muri. Punct. Țineți minte Isaia sau Ieremia când ia și rupe jugurile după gât și în anul acesta vei muri. Punct. Deci eu cred că biserica continuă să aibă o funcție profetică sau ar trebui să continue să aibă o funcție profetică în cetate. Noi avem un rol, altfel mă întreb de ce existăm. Uitați-vă la cele 7 biserici ale Apocalipsei. Când spune bisericii din Efes, dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul din locul lui. Care e locul unui sfeșnic? În primul rând, relația cu Hristos. A doua, relația cu celelalte sfeșnice. Al treilea, relația cu cetatea. Dacă n-ai un rol în cetate, întrebare. E mai complicat în zilele noastre, pentru că Aradul este locuitor, are câte biserici sunteți. Dar eu cred că puținul pe care putem face în dreptul nostru este binevenit. Hai să luăm o pauză. Din față este cafea, sunt prăjituri și vă așteptăm la fără 25 înăuntru. O să vă chemăm la timp.